Neața lume, continuă manga la One Piece cu capitolul 1102. Mamă, numai când te gândești, 1102 sună mult. Și era Bonnie cu echipajul ei pe o insulă și se gândeau, bă, trebuie să fie aici neapărat, cum a, trebuie să-l găsim, bam, bam, hai să mergem să-l găsim, se bate ăștia cu Marina și era într-adevăr cum aceea, doar că a plecat înainte să vadă pe Bonnie, zice, bă, scuze, dar n-am putut să ne întâlnim și de ce n-ai fi devenit ea pirat? E, eh, oare de ce? Să vină după el să-l caute, dai seama. Înapoi pe barcă, asta supărată, bă, de ce nu era acum, acolo? A, e, eh, nu era că nu era acum suntem cu toții pirați, așa că cu siguranță o să dăm de el. Băi, eu zic să-l găsim și pe Nica, zice Boni, pentru că atunci când îl găsește pe Cuma, o să fie super șmecher să zică, bă, știi ce, l-am văzut și pe Nica, pe nu știu ce insulă. Între timp, în East Blue după ce l-a bătut pe Arlong și pirații lui. Ia le pe Luffy cu 30 de milioane recompensă. Na, se pare că Bonnie și Luffy au devenit cunoscuți în lume ca și pirați cam prin aceeași perioadă. Pentru că era dragon cu sabo aici se gândea Rogue Town de cine ai a dus acolo. Nu ai să le eu de unde să știu. Cine are grijă de partea aia? Capitanul Smoker. Între timp Ace i-a arătat lui Jimbe, zicea, na, ce zici de asta, E frate. Tu <laughs> te bă ăsta mic l-a bătut pe Arlong, nu are cum. Pă dacă zic. Și acum acum era cu recompensele la amândoi, la Bonnie și la Luffy și se gândea, iau te bă, ca să vezi cum s-a întâmplat, ambii copiii ai noștri au devenit pirați. Culmea că ei sunt revoluționari și copiilor lor pirați. Spus că buniculul lui fie marinar, deci ei are revoluționar, pirat și marinar. Sunt toți în aceeași familie, îți dai seama. Și acum le spunea bunii la echipajul lor. Deci fiți atenți, regulile piraților. Purați tot ce vreți de la răi. Nu ajutați oamenii decât dacă au nevoie. Ăștia numai pirați nu sunt, știi? Exact ca și Luffy. Pe unde s-a dus Luffy a făcut mai mult bine decât Marina. Și acum se rujează Bonnie, nu știi acum, de aia are rujul ăsta stupid pus pe buze și pe față, că era copil. și zice, Nibă, acum sunt și o mare și o să fac chestia asta aici pe obraz ca să o recunoască Tasu, de când avea ea bolovănile pe față. Acum tot ce mai rămâne de făcut e să devenim faimoși ca să știe de noi că am plecat să-l căutăm. Pe Egghead, New World, deja s-a format Egghead, Vegapunk-i făcut clonele din cuma. Zice, bă, destul de dubioase clonele astea și ciudat să mă uit așa la mine să mă văd. Ai, dar să știi că transformarea merge destul de bine. Totuși ai auzit despre băiatul la care declara război guvernului mondial, copilul dragon? Cum adică copilul dragon zice Vegapunk? Da, mă. Uite, hai să -ți zic că și așa până la urmă o să vezi toate amintele, hai că zic eu de acum. Prin ceva minune a sorții, omul care și o dă cu guvernul mondial are puterea cauciucului, exact ca Nica, omul pe care l-a admirat de mult. Ha, ca să vezi numai. Apoi pe Thriller Bark în Grand Line, cum a primit se ordine să o moare echipajul Luffy, dar știm cu toții că i-a trimis în altă parte să antreneze. Și le-a zis, bă fiți atenți, vă las pe voi dacă mi-l dați pe Luffy. Ăștia au zis, nu, nu se poate. Și a folosit ursa șoc pe ei, i-a spart. La final a rămas Zoro și Zoro i-a zis, bă, Luffy e omul care să devine regele piraților și cum a zis, bă, dacă vrei să iei durerea asta în locul lui, na, ia, bă, și-a scos toată durerea aia și Zoro a luat-o luat, -o, a luat -o bine și se gândea acum, bă, Luffy, ai niște prieteni extraordinari de șmecheri. Până la urmă este copilul tău, Dragoane. Apoi, în altă parte, cum a primește un melcofon de la cineva și zice, bă, fii atent, toți șibucai trebuie să se adune, că dacă nu, vi se ia numele de șibucai. Stai, nu fi așa dramatic, zic care faza. Păi, o să fie o execuție publică a lui Portogas D. Ace. Și știi ce înseamnă asta, nu? Război cu pirații barbă albă. Ok, am ajuns și aici. Boni băga pizza aici de rupea. Cum a se uitat pe geam la ea și ea nu l-a văzut și iar au trecut unul pe lângă altul, zice, bă, Boni, aia, cred că e ultima oară când o să te mai văd. Și aici, pirații au atacat un dragon celestial. Cum a se gândea, nu are cum, nu există. Nu există om, nimeni nu și -o dă cu dragonii celestial. Dar aici era prostul la unde se făcea trafic cu oamenii pește și a dat lui fi bucată. Că se uită cum pe geam și zice, bă, da, pălărie de paie ăștia, nu, sănătoși la cap, mă. Și aici aș cerea scuze lui Dragon Ivankov pentru că a dispărut fără să le spună de ce a plecat, dar lasă în urmă o dovadă a existenței sale pe Boni și pe copilul ăsta, pe Lufanu. Și Luffy aici credea că tot echipajul lui a murit, dar asta de fapt îi trimisese pe diferite insule să antreneze și cum a, uite, s-a întâlnit cu el. Aflăm asta o mie de captele mai târziu. Îi zice, bă, nu, nu morți, când Luffy plângea că au murit toți, nu ți doar că levelul vostru e prea mic pentru lumea asta. New World. E prea de pentru voi, nu-i bine. Dar într-o zi o să fii omul care o să salveze lumea. Și apoi Vegapunk primea ordine de la Saint Kazan la care îi zice, bă, fii atent, știi ce ne trebuie nou băgat în cuma? Ce? Un buton de autodistrugere. Oa? De ce? Pentru că tu l-ai transformat într-o armă terifiantă. Și tu ești vârful, da, cel mai de sus ca și autoritate și dacă tu nu mai poți să-l controlezi, cine îl mai oprește? Are, are și el dreptate, adică. Nu te contrazice cu mine Vegapunk pentru că tu lucrezi pentru noi. Bine, mai pun butonul de autodistrugere, dar măcar lasă-mă să să las să-și rețină măcar puține voință. Nu, no, nimic, ți-am dat ordin. Să nu faci asta că vezi că știu, un dau seama, că și eu sunt cercetător. Ia vezi, bă, lasă-i în cazan, că și el cercetător. Vei păi da, mă, dar atunci abonii și cum nu se vadă niciodată. Aia dar se pare că discuția asta, cum a auzit-o? Că zice, bă, mă bucur că te-ai gândit la mine, Vegapunk. Va? Cum n-ai de auzit până acolo? Păi, nu, tu mi-ai dat super auz. Deci asta e ziua în care, în sfârșit, îmi tai curentul. Bă, au fost doi ani lungi, dar mă bucur că i-am petrecut cu tine. Să știi că prima ta misiune o să fie fix împotriva piraților barbă albă. Ok, dar după aia aș vrea să programez o misiune în mine. Ce misiune? Vreau să stau de gardă la barca lui pălărie de paie. Să le protejez casa. Până unul dintre ei se întoarce. De ce? Ce-ți pasă ție despre băiatul ăsta? bă, nu știu ce să zic, dar ceva în lucrurile pe care le face, mă face să cred, știi, că are așa stofă de Nica. Și eu i-am spus lui Boni despre Nica că e un războinic care merge pe bitul liberării, bubum, tobele lui Luffy, și dacă e un erou, cineva care să Pă să poată să facă asta, cred că el e. Un revoluționar făcând un pariu pe un pirat. Hai că asta da întorsătură, zice Vegapunk. Ei bine, acum este timpul să-mi dai materialul pentru cercetarea mea și la ce material se referea a scos din el, cu abilitatea asta lui de ursan, amintirile lui. Și zice, bă, după ce le scoți, dispar? Nu, nu, bula asta cu amintiri e un fel de copie amintirilor mele, nu dispar, e, sunt și eu și ăsta. Dar să nu le atingi, că odată atins se dispară. Nu, 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 stai că am eu un alt sistem, pot să le văd fără să le atingi dincă, că na, Vega Punk Creier, <laughs> și se uită la bula asta de a și zice, asta a fost viața mea, a? sper că n-a fost o mare pacoste în final. să mă că toți suntem, zice Vega Punk. Și acum ne mai arată niște flashback-uri de când săracul fugea după Bonnie. Trist. Bă, cât te gândești cum Imaginează să fie acum la episodul în care cum ai bate pe pălărie de paie, știi, și crezi că au murit sau na, i-am prășteat, oricum a fost rău. Și după asta ajunge aici să te gândești, dă-te încolo cum Și plânge Vega în timp ce trăgea de întrerupător ca să-l facă pe asta full Tesla, <laughs> să nu mai gândească nimic tu ești un erou pentru Boni și toată lumea, mulțumesc Vegapunk, toți aici de la Egghead plângeau și cam asta a fost. Îi mulțumește pentru că a salvat-o pe Boni și dacă vreodată o să o vezi pe Boni, să-i trimiți un mesaj. Spune-i că-i urez la mulți ani de 10 ani. Mamă Și se termină capitolul cu Boni care plânge. Tristuț, bă, tristuț, rău de tot, mamă. Și cred că asta ar fi povestea lui Kuma. Și de acum încolo ar trebui să avem în continuare din prezent, să nu mai fie din trecut. Dar fain, fain, Nu îmi place One Piece, e foarte fain. Sper că v-a plăcut și voi până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, linkurile către orice alte chestii le avem în descriere, iar ne au de mâine cu un nou clip.